Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi suntem în fața blocului unde locuiește domnul Bănescu Ionuț, unul dintre cei mai bogați oameni ai României. După foarte mult timp am reușit în sfârșit să aflăm unde locuiește și din surse sigure știm că este acasă și vom încerca să luăm prin surprindere cu un interviu. Este de menționat că aceasta este una dintre locuințele lui pe care greu am reușit să o găsim. Acestea fiind spuse, haideți să intrăm. Haideți cu mine! Din surse sigure, am aflat că aici locuiește. Acum să vedem dacă ne primește. Bună ziua, domnul Bănescu Ionuț? Da, desigur, eu sunt. Un interviu, dacă se poate? Un interviu? Da, da. Putem? Da, vă rog. Chiar veniți după mine, sigur, chiar intrați. Desigur, îmi pare rău, eu acum nu prea mâncam caviar, căci nu mi-era. Vă rog, veniți, chiar vă așezați-vă. Îmi pare rău, nu mâncam caviar. Pe spatula, parcă. Nu, nu era poftă de caviar, dar am ales să mănânc. Sigur că da, cu ce ocazie pe la mine. Vă mulțumim că ne-ați trimit astăzi la dumneavoastră. Nicio problemă. Nu am știut cum să vă contactez, nu cer scuze de rând. Nicio problemă. Nu am nicio problemă. N-am găsit niciun număr. E ok. Am și eu câteva întrebări pentru dumneavoastră, dacă se poate. Chiar vă rog, dacă nu vă deranjează. Înainte de a începe întrebările, vreau să vă spun că am bani căcălău, nu știu. Eu doar spun asta, puteți să continuați acum, nicio problemă. Când a venit vorba de bani, de unde v-a venit ideea de afacere cu lingerie intimă? Da, lingerie. Chiloți, măi, chiloți, că nu cred că ești în măsură să folosești un limbaj așa formal. Ai bani? Ai bani? Nu ai bani. Nu ai bani, spune chiloți. Cum mi-a venit ideea asta? Măi, acum vreo 7 ani când am fost la România Talent, mi-a spus tot jurul de acolo, măi Ionuț, tu nu știi să faci bani, tu o să ajungi nimic și uite-mă acum, am mii de chiloți, sute de zeci de mii de chiloți și în timp ce voi scuipați pe chiloții mei în magazin, eu fac bani căcălău. Uite, stau aici și fac bani căcălău, chiar mai stau și în pat, uneori mai stau și afară pe terasa, fac bani căcălău, cam asta e ideea. Și cu apartamentul? Cum ați găsit apartamentul? Cum destați aici? Din câte am înțeles, aveți și alte reședințe. Băi, asta este o mizerie. Este o mizerie ordinară. Eu nu locuiesc aici. Este una dintre miile mele de parcele pe care le-am în orașul ăsta. Mizerabil. Sunt Tenerife. Asta e doar așa de mică perioadă de timp, vă dați seama. Și în alte orașe, în alte sigur, țări? Sigur. Că da, țări, orașe, continente, nicio problemă. Vă dați seama. Am bani căcălău. Ce doamne iartă! Domnule Bănescu, dar de unde provine numele acesta de Bănescu? Presupun că nu sunteți trecut așa în certificat sau în buletin sau... Mai băiatule, mai. Ideea este că nu este o coincidență că mă cheamă Bănescu și am bani. Am bani și mă cheamă Bănescu. Sau înainte de acest nume, cum ai vă dat seama că acum numele Bănescu a venit odată cu banii. Înainte când nu prea aveam bani, mă cheamă Bănel. Dar acum am bani și mă cheamă Bănescu. Dumneavoastră v-ați schimbat numele? Nu, s-a schimbat odată cu banii, v-am mai spus. Nu mă faceți să repet 100 de ori, așa mă cheamă pe mine, doar frumos. Încă ceva, domnule Bănescu? Sigur că da. Se zvonește pe internet că dumneavoastră mâncați doar caviar zi? Sigur că da. Acum, cum deserpeați pâine cu brânză? Vă dați seama că uneori vrei să te mai întorci de unde ai plecat și mie mi-era foarte, foarte dor de această pâine cu brânză și... Eu mănânc caviar mereu, trebuie să... Deci, mereu, da. Vă rog, următoarea întrebare. Dumneavoastră sunteți ocupat astăzi? Aveți alte treburi? Mai băiat, bă, eu nu fac nimic. Eu nu fac nimic și am bani căcălău. Ți-am mai zis vreodată că fac bani căcălău? Acum, fac bani căcălău, îți mai spun, o dată că fac bani căcălău. Da, cu vreți. Putem să mergem să ne arătați și alte reședințe de ale dumneavoastră, să mergem prin oraș, să arătați orașul dumneavoastră. Desigur, mi-ar face mare plăcere să vă arăt multe reședințe de ale mele și alte. Desigur, vă rog. Trebuie să vă schimbați sau... Nu, niciodată nu mă schimb, niciodată. Vă rog frumos, după dumneavoastră. Haideți, chiar nu, vă rog, haideți. Domnule Bănescu, spuneți-mi, vă rog, casa dumneavoastră este pe aici, aproape? Te rog frumos, spune-mi Ionuț în primul rând. În al doilea rând, măi băiatule, fii serios. Casele mele sunt una lângă alta, pe la 2 km. Cum vrei să am casa fixă aici, în mijlocul pustietății? Nu, acum mergem un pic mai la lumină, pentru că limuzina nu poate să tragă aici, să ne ia pe toți. Un cartier de săraci, dar nu locuiesc aici, v-am zis, locuiesc temporar. Domnule Bănescu, dumneavoastră tot pe aici lucrați?
Măi băiatule, fii serios. Eu să lucrez, măi, n-am muncit tot din viața mea. Eu dorm acasă în patul meu de cașmir și fac bani cacalau. Acu asta mă ocup eu, fac bani cacalau. Cum să muncesc? Ești nebun la cap. Mă și enervez. Spuneți-mi, vă rog, ce mașini aveți dumneavoastră? Ce mașini am? Păi, dar nu știu să le număr, n-am atâtea degete, n-ai nici tu, nici eu, nici nimeni, n-avem atâtea degete. Când n-am nici măcar atâtea garaje pentru atâtea mașini câte am eu, îți dai seama. Este o întrebare puierilă și nu mă face să cred că ești prost, că nu ești prost. Ești inferior, dar nu ești prost, da? Te rog frumos, continuă. Vine un tramvai acum, mergem cu acest tramvai. Desigur că da, este unul dintre tramvaiele mele, dintre miile mele de tramvaie, dețin pe România toate tramvaiele. Sigur că da, putem urca în acesta fără niciun fel de problemă, mă rog. Chiar vă invit în tramvaiul meu, este al meu. Haideți la urmă. Mă rog, veniți după mine. Mă rog, chiar urmați-mă, e îngrijit de tot. Da, păi și ce părere aveți? Da, e mai bine uneori decât limuzina, mai ales pe aglomerația asta, vă dați seama că este chiar nu merită, chiar nu merită. E mai bine cu tramvaia, mai ales simt foarte îngrijit. Am dreptate? Da, este lux, nu se compara cu limuzina totuși. Da, păi limuzina, mai ales pe aglomerația asta, nu mai zic, eu am bani ca calau, da? Când e de aglomerație, nu mă știu cu aglomerația. Era și mai tăcut uneori tramvaiul ăsta, dar acum se mai strigă, nu l-am mai renoit, ce să facem? Da, este și foarte silențios din câte se vede. Da. Mă scuzați că vă întreb, nu vă supărați, dar mai avem mult până în stați? Desigur că nu mai avem, uitați, chiar aici putem să coborâm, e foarte aproape de casă. Vă rog, chiar vă rog să mă urmați. Suntem foarte aproape. Haideți, veniți. Haideți. Am cam ajuns, după cum puteți vedea, una dintre casele mele, nu? Fac bani cacalau până la urma urmei. Filmează mai casa odată, o să devină. Da, extraordinar. Una dintre miile mele de case. Ce să mai... Totuși nu vreți să intrăm înăuntru să vedem cum este casa dumneavoastră? Să intrăm? Da. Nu putem intra, e mizerie, nu? Menajerele nu au venit. Nu, chiar nu are rost acum să filmăm, să intrăm acolo. Nu merită. Numai bine, mergem în altă parte, nu doriți? Orașul ăsta e ca și cum ar fi al meu. Mă simt ca acasă, ca în una dintre casele mele. Pentru că am bani căcălă, un caz că n-am mai spus. Haideți să mergem. Da, mergem, desigur. Mergem. Ok, haideți să mergem. Domnule Bănescu, încă o întrebare dacă Ionuț, nu vă spun. Ionuț. Domnule Bănescu, ce faceți în timpul liber? Ce vă place să faceți? Măi, ce întrebare cu bună. Fac bani. Ce pot să fac în timpul liber în afară de bani? Nu știu dacă v-am mai spus în interviul ăsta, dar am bani căcălău. Fac bani căcălău. Știe lumea că faceți bani și că aveți bani, dar cam câți bani aveți? Cam câți bani faceți? Cum l-ați angajat? Serios? Să fim serioși acum. Cum te-au angajat? Serios, mai băiatule, mă. Măi, tu nu ești prost, ești inferior. Ce întrebare e asta? Cum câți bani fac? O grămadă de bani, am bani căcălău. Pune-mi altă întrebare. Te rog. În afară de bani, ce mai faceți în timpul liber? Cum vă ocupați timpul liber? Presupun că aveți mult timp liber. Doamne, măiculiță, ce întrebare. Măi, stau foarte mult, mă distrez, merg în cluburi. Chestii de oameni care au bani, n-ai de unde să știi. Nu este nicio problemă. Că veni vorba de ieșit în oraș, nu vă este foame, filmăm de ceva. Dacă vreți să mergem până în omul, să mutăm ceva. Să știți că nu ar fi o idee, era bine. Acum nu știu dacă la acest magazin alimentar complex ce-o fi caviar, dar putem să încercăm să ne distingem și cu altceva. Eu mănânc caviar mereu, cam. Nu mai caviar, știi? Caviarul costă foarte mult bani, iar eu am bani că la un caz, că nu v-am zis asta, v-am zis? Da, ați mai spus. Haideți astăzi să fim în rând cu lumea nouă. Desigur, ca toți mulitori. Haideți, vă rog frumos, după dumneavoastră. Dar... Nu ați găsit caviar? Nu mâncați altceva? Extraordinar. Nu am găsit nimic ce-mi place în magazinul ăsta alimentar, nici măcar caviar. Chestiile astea erau singura opțiune pe care puteam să mai aleg, înțeleg. Și de ce e covrig la un leu? Vedeți dumneavoastră? Este singurul lucru care îmi place. Da. Vă rog frumos, haideți să...
da. Nu vreți să mergem de acum cu ce m-am plictisit în magazinul ăsta alimentar. Și așa trebuie să plec. Este mai bine, nu? Unde trebuie să mergem? Ce întrebare, cum ați am un oraș întreg la dispoziție. Vă rog frumos, haideți să ieșim. Haideți să mergem. Domnule Bănescu, vă mulțumim pentru ziua de astăzi, că ați fost de acord să fiți alături de noi, să dați acest interviu, Chiar toată lumea era foarte curioasă să vă cunoască mai bine. Sigur, haideți că trebuie să plec. Ne mai vedem. Da, plecați? Da, mi-a venit șoferul, trebuie bine, să plec. Bine, o seară, o seară bună. Iar plec, chiar duce tramvaiul.